Mersi, bă, vă pup pe toți, băi. Bă, încerc și eu scuze la ăștia care spăria contra mea și prieteni ai mei. Știe fratele vostru. Nu sunt de vină, mâncava și gloastă. Voi v-am spus că fratele vostru nu e XY. Mă duc, mă bat cu asta basta. Ați înțeles? Ați văzut ce înseamnă un cioban? S-a bătut cu un nagâț, dar are zi, vice-campion la lupte. Tătuțule, pum, mâncați-te și talentul tău. Ia uita și aici. Nu, dați că nu intru cu nimeni. Ce cot aveai? 2.25, 2.30, mami. Adică, cota și urmăriți. Uitați ce scrie aici. Băcăneanul țăranul, da? La autogară. Aici. Paprika, da? Paprika, da? Așa. Ia uitați, Veslan. Radu Veslan, tătuțule, cherestea numărul 1, Prahova. Uitați, parnițu, mașini frumoase. Uitați aici. Giru, da? Cele mai bune imobiliare de la Câmpina. Și un dealul, fratele meu, Nistoroiu de la Ploiești. Uitați, aici, da? Remar, alu fratele meu, Nistoroiu de la Ploiești. Cele mai bune geamă de termopan din Prahova. Și nu numai. Să mă vedeți cu cam azi viteazul. Bă, voi știți care e treaba? Voi orice aș face pe cine aș bate, nu sunteți mulțumiți de ce? Vă spun eu, care nu sunteți mulțumiți de mine, sunteți niște produitori. Atenție, nu vă convine. Ce vreți? Care e treaba? Ia, hai să mai comentați, că până acum am ieșit, n-am zis nimic. Ați avut dreptate. N-am făcut un meci bun cu blondul, da, recunosc, n-am făcut. Eram răcită jos, mă simțeam dilatată. Vreau să vă văd acum. Că erați mulți care mă invitați la bătaie. Haideți, păringul de dans. Băi, frații, băi, eu trebuia să vă las. Și când vă luam într-o serie de pumni, păi cum dracu te bați cu un cioban, mâncați și talentul tău? Păi dacă e să mânca numai cu brânză de casă, numai cu pastramă, numai cu porc de casă, vițel de casă. Băi, credeți că mâncarea aia... Băi, nașule, ei! Da, la aici, dacă mă vedeți... Vină cu acă, te făceam reclamă la... Hai, vă pop! Băcănia lui Țăranu și la lui Rebecca. La... Mâine vă așteptăm la Băcănie, că dăm drumul, facem deschiderea acolo după victoria asta mare, da, cu campionul. Hai! Hai, ne auzim în noiembrie. Da, hai. Hai să-ți vorbim. Ce m-am stat aici să scot mașina, am stat la circulație. Da. Băi, frații mei, fratele vostru, e nagăs. Băi, ce credeți? Mi-a schimbat cota de la 1.85 la 2.50, 2.30. Că l-ați auzit pe Alex Preda că e vicecampion la lupte. Păi, poate să fie și campion la lupte, mânca vași groasă, când vine de număr, tătuțule. Ați înțeles? Hai să mai vă spună, fratele vostru, ceva. Cu Sandu Lungu, Sandu Lungu trebuia să alerge după el, că se termina repriza. Ați înțeles? Dar hai să vă spun ceva. Că fratele vostru știți că eu n-am nimic personal cu Alexandru Preda. A dus, i-am dat o grămadă de pumn să mor dacă n-a dus la bătaie, altul dintr-un pumn, doi era knockout. A dus băiatul, bravo lui. E de apreciat, dar ce să vă spun eu vouă? Piciu e Piciu, mânca, bă, și talentul vostru. Că vrea Piciu să facă ceva, face. Băi, frații mei, prietenii mei, sunteți puțin 1600, am 7000. Bă, la ce dracu pariați contra mea? Una la mână. Am înțeles, a spariat contra mea, sparia pe el. Că nu m-am antrenat. Păi bă! Dacă mă antrenam, l-o moram, sunteți de bun la cap, eu de ce nu mă antrenez? Păi eu dacă fac antrenament să mă arză bocul dacă n-arunc erixebul la aer. Ai mă, ce drept. Bă! Ce părere e de Camaz? O părere foarte bună. Și am o părere bună și de Lupsă. A intrat băiatul acolo, s-a bătut. V-am mai spus eu, am spus și la podcastul la Carismatic acolo. Bă! Handball-ul e handball, jiu-jitsu brazilian sau ce face cama sau ce a câștigat el pe acolo, ce să cunoaște, v-ați văzut cum stă și Eric și în alea. Hai să dăm cezarului ce al cezarului, da? De mersi, mersi vă pe toți. Băi, frații mei, am avut telefonul la un prieten, am văzut că mi-a scris o grămadă, n-am văzut toată lumea. V-am văzut pe toți, vă mulțumesc frumos. O să vă sun mâine pe toți, în particular, și o să vorbesc cu voi. Bea cu 2 săptămâni. De ce să bea cu 2 săptămâni? L-am bătut pe mai... Tyson, bă, frate. La mine...
Astea sunt dama cu camere. Nu știu ce îmi pare bine că l-am bătut pe băiatul ăsta. Pentru că toată lumea mă sună, nu trebuie să te bați cu el, e vicecampion la lupte, e campion la jiu-jitsu, e vicecampion la nu știu ce. Păi pe mine mă interesează că mă bat cu unul că e campion, sunteți nebun. Eu am intrat în ring, am dat drumul la brațe și cu asta, pe asta. Ați înțeles? Mulți care comentați prost că ce piciu, ce, care comentați înainte, acum nu știu dacă mai comentați că ar trebui să fie rușine. Ai? Ce, ai nu fumez. Da. Meco, ce meco, bă, terminați. Vă mulțumesc la toți, bă, vă pup, să rămână, să rămână, vorba la Lotar, să rămână murdă tot. Bă, da, ții minte. Bă, vreau să-i mulțumesc mult de rău de tot lui fratele meu, lui Blondu, că a fost lângă mine. Și mai la mai multă lume care nu vreau să dau nume aici, că după aici că de ce pronunț numi la băiețești. Nu vreau să știți voi cu cine sunt eu prieten, da? Stai cu alea pe loc dacă ai dat în smurdul ăla. Vreau să-i mai acolo, tu dă-i. E bine, ghezi, frații mei! E vorba de nagâțuri! Vă ciumidaules! Vă pupă băiatul, băi! Nu îmi dați, frate, că nu bag pe nimeni. Băi, frații mei, ce să vă zică fratele vostru? Mergi frumos, bine că nu m-am... Bă, dacă m-am antrenat, mă dă-i seama că îl scăteau așa. Da, bă, bine, că e scuza ta. Ce? Că e scuza mea că nu m-am antrenat? Păi, băi, nebunul... Îți merge bine așa? Bă, hai să spun ceva. El după ce l-am bătut, ci că domne, mai bătut, că eram lovit un pic la cap, că bă, lasă dracu vrăjele astea. Ce vrei să zic, și eu. Dacă l-am bătut aici, m-am simțit largă. Și eu am fost un pic balonată, că... Hai. Te-ai bate cu Ionuț Pietrarul, când este ăla-i fratele meu pe viață, mă, nebunilor. Hai, că mai aveți puțin, mă pune să mă bați cu Pikachu, cu frate meu. Hai, da. Mă bag cu oricine, bă, nu mai dați mie nume, sunteți nebun, dar n-am cum să mă bag cu frații mei. Nu mă vând pe bani, ca să știți. Lumea mă întreba, de ce nu te antrenezi, ai pus pe ăla, ai vândut meciul. Băi, nebunilor, ca să știți, pentru voi. Eu, e vorba de orgoliu, pe mine mă interesează banii, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 20 de mii, sunteți nebun la cap. Voi majoritatea munciți pe unde munciți, faceți live, vorbiți de mine. Băi, mă, știi ce vă spune fratele vostru? Să vă dea Dumnezeu sănătate și minte. Dacă am câștigat. Păi dacă... A zis ăsta Alex Preda la emisiunea cu ultima oară ieri alteri, că dacă îl bat, iese după TikTok, nu mai intră, să-l vedem. Dacă mă intru. Ciumidaules, vă pă băiatul, copilași mici. Sănătate la tot. Nu ți-a dat un pumn. Și dacă ne dea un pumn de când mă supăram, așa e la bătaie, frate, mai dai, mai bați. Acum nu trebuie să... Că-l bați pe unul să-l înjose, să zic toată lumea, domne, fă-i live. Nu, frate. Aaaa, vezi? Salut, salut. Merită bătut ăla. Cu Camas te bați, felicitări, bebino, două cuvinte de Camas. V-am mai spus, e ce trebuie. N-am zis ce s-a supărat Ferrari pe mine când i-am spus că-l bate pe Mecu. Care Eugen? De Eugen Preda vorbeam, zic, e alt level, omul, e Champions League. Face omul sport ale alea. Adică, trebuie să dăm cezarului ce al cezarul. Da, frate, am câștigat. Intrați la mine pe TikTok, am pus meciul. Dar nu l-am pus. Am pus, mi se pare că l-am pus după ce i-am dat stânga aia, dar așa. Mai pun o parte mâine. Zi Daneveu. Păi ce să zic, frate, Daneveu, nu v-am zis la bătută la strangulat. N-ați văzut, mă, meciul? Bine, care nu l-ați văzut. L-a strangulat Yamato, a bătut Neveu și atunci a sărit frații lui Yamato, a sărit cu ușca amândoi și a sărit și frasul lui Yamato, au venit și bodyguards-i și i-au omorât bodyguards-i cu bătaia. Acum cine a fost acolo, nu știu. Că multă lume credea că a fost, n-a fost, frate, nimic. L-am văzut pe Neveu când plângeam, era milă de el. Și frații lui nu putea să mai iasă afară, știi? Că nu-i mai bată iară. Și m-am dus și le-am zis la bodyguard, băi, lăsați-i în pace, să plece, să alea. Era milă, pe bune, era milă de... Sunt mai sufletist. Deci când l-am văzut pe Neveu că plângea, dacă n-am simțit că sunt la visuri la cheie... Te cunoști cu body? Cum să nu mă cunosc? Da. Care vreți să mai intrați aici cu mine?
Hai mă, că am și eu puterile mele, dați-i să jucăm acum, să moare copiii. Ce am să zic? Baby, nu este Ford, meciul te știu că am fost, oameni, cele mai frumoase. Mersi frumos, vă pup. Visul la cheie. De ce plângea neveu? Păi nu e normal, mă, să plângă omul, ia bătut bodyguards, ia, pe el, pe frații lui, plângea de frații lui, că frații lui, m-am dus eu să-i scot afară, să-i lase bodyguards să iasă afară și au dispărut, s-au încuiat pe acolo, au fugit în spate, nu știu ce a făcut. Și neveu era terminat, săracu, dai seama. Neveu e un copil, mă, mâncava și gura voastră. Păi vă dați seama să... Au, mai stau să zic aici, după aia ziceți că mă laud eu sau că... Bă, de laud asta... Neveu e un copil, e un showman. Frații lui, îți dai seama, sărici aici, că adevărul care a fost? Yamato, când l-a prins de, i-a făcut ghilotina aia, sau cum se numește aia, a făcut aia la gât, că nu sunt eu un mare sportiv de ghilotine de asta. Eu sunt cioban, mă pat pe stradă, în cușcă, nu iau bătaie, bani, nu mă interesează. În fine, l-a prins de gât pe Neveu și Neveu a bătut, dar Yamato l-a mai ținut puțin și nu-i dădea drumul. Și atunci frații lui a sărit cușca și a sărit cu pumnii pe Zaharia, pe Yamato. A sărit și frasul lui, așa a sărit și a sărit mai multă lume din public acolo, sar la bătaie. Și tu dai seama, bodyguards alea triangulare. Nu trebuia sară, nu trebuia frate să sară, dar care n-aveți frați, nu știu, sângele de frate, te, cu toate că nu faci bine, dar te, nu poți să... Hai că dacă, de exemplu, strângi pe unul de gât triangulare și te-ai făcut așa, ți-a dat drumul, da. Dar dacă tu-l vezi pe fractul că l-a strâns unul de gât și îl bate de 7 ore așa, sări, că și eu săream. A, pula mea, l-a bătut unul pe frate, îmi cușcă, fie sănătos, bă, sănătate, cum am dat și eu norocul, a rămas prieten cu blondul, cu Preda, m-am felicitat, omul, domnule, n-am știut că ești așa bun, asta am băgat-o de la mine. Bă, uite, bă, dar până la urmă e, bă, te bați în cușcă, mâncați aici gura ta, dacă vrei să te bați pe stradă, asta e, dă-te că e adrenalina, e, nu știu cum să vă spun, dacă nu, care nu v-ați bătut niciodată în cușcă, nu știți, că voi stați, mulți dintre voi, nu mai dau nume acum să vă dau la valoare la mulți, care ați făcut astea, că vă bateți voi pe mine, că mă bag cu piciu, sunteți mulți. Fiți cu mine, stați în banca voastră, că una la mână, vă și bat, sunt și bine financiar, am și o groază de tovarăși, de prieteni, și pe mine că m-am luat nebuna, la voi știți că fratele vostru s-aruncă în flotă. Puneți mâna, fiți dulci, nu mai fiți invidioși. Dacă voi vedeți că nu vă bag în seamă, nu vă deranjez cu nimic. Am înțeles, asta e TikTok-ul, de să vă legați de mine, ca să... Ei, nu vă zic nimic, spunea Dumnezeu, sănătate. Majoritatea, toată lumea. Îl omoară ăla pe piciul, păi puneți bă pe el dacă mă omoară ăla. Dar ce n-a spus pe el? Nebuna. Bă, terminați-vă mă, mâncavă de asta. Terminați-vă că mi-e rușine de Ferrari, dar... Lăsați-mă că... O să vină timpul să și vorbesc, fiți cu minți. Fratele vostru, nu știți că... Ce are aceea? L-are pe matache măcelarul? O să vedeți voi. Pe cine mă să sună? Ce știi de baby? Nu știu, frate. Și mi-ai dat de dat unul încă. Nu, frate, e vorba de gheață la Magda. Nu, mă, frate, m-a sunat de la Erixe, m-a sunat fata aia, Madalina, să mă duc mâine la 12:30 la un interviu. Pot să-i zic că nu mă duc. Ai băgat motorina azi? Să fii cu mine, nu mai contează. Bă, cum de ce plângea Neveu? Dacă l-a bătut ăia, l-a omorât cu bătaia și pe frații lui, sunteți de buni? Plângea omul. Nu știu, frate. S-a zis Osbox. Ce apă ține? Băi, frate. Băi, mânca bă, șlențos. Bă, fratele vostru e dulce cu toată lumea, mă, ca voi copii. V-am mai spus eu. Vorba dulce, mă, bă, nu pot să citesc, că sunteți, bă, 3 mici, bă. Unul care s-a ținut de la cuvânt cu... A mai continuat bătaia, da. Au dat drumul până eu, da. I-au dat afară. Ce dracu i-a dat afară, bă, că i-a spart cu bătaia, sunteți nebuni? Eu eram acolo între ei.